Băieți, cam așa arăta primul calculator pe care l-am primit, gen, nu l-am cumpărat pentru că îl cumpăraseră ai mei. Și cam despre asta o să vorbim astăzi, despre primul calculator până la ultimul calculator pe care l-am cumpărat chiar eu. Se întâmpla undeva în 2000, dacă nu mă înșel, în anii 2000, când am fost cu ai mei la cineva care vindea un 486 și arăta ceva de genul ăsta. Tastatură, alb, complet monitorul ăla de 15 cu tub, foarte greu. Se întâmpla undeva în anii 2000, în Petroșani, am fost cu ai mei la familia respectivă acasă, avea un băiat, Claudiu, dacă nu mă înșel, îl chema, și vindeau acest calculator, probabil voiau să-și cumpere altul. Eu foarte încântat, foarte bucuros, pentru că în sfârșit o să am calculatorul meu. Am fost, l-am luat, ba chiar ne-au adus acasă cu mașina și ne-au ajutat să-l montăm. Nu știam atât de multe pe atunci, era un 486, care, dacă nu mă înșel, avea Windows 95 instalat pe 95, cred. Și de acolo a început nebunia. Știu că avea ca și jocuri, pentru că în mare parte despre gaming vorbim, ca și jocuri avea Heroes instalat. Heroes 1, dacă nu mă înșel, un joc pe care l-am jucat destul de mult, fiind și singurul joc de pe acel calculator. Am învățat foarte multe pe el, am studiat foarte mult, am aprofundat foarte mult ceea ce înseamnă un calculator. Verificam tot, mă duceam până în ultimul folder și până în ultimul fișier și vedeam toate nebunile pe care le puteam face cu el. Am învățat foarte mult MS-DOS-ul pe acel calculator, tot ceea ce însemna să creez un fișier în MS-DOS, să-l copiez, să-l muți în altă parte și mare parte comenzile pe care le învățai în MS-DOS. Anii au trecut, calculatorul deja nu prea mai era folosit pentru că nu mai putea să facă mai nimic. Puteai să-l folosești Paint, Notepad, nici Word nu știu dacă avea sau bine Word sau Excel sau cea nu cred că avea. Așa că ușor, ușor calculatorul a devenit nefolosit și eu îmi doream un calculator mai bun. Așa că ai mei, uite am aici mai multe, da, s-ar putea ca și ăsta să fie, dacă focusează camera, sau ca acesta. Mă bate camera pe mine. Și pe acesta vi l-am arătat deja. Și apoi ai mei au făcut un fel de prima rată sau ceva de genul pentru un calculator, un Pentium 4. Am trecut la un Pentium 4 direct. Știu că ai mei au fost la Flamingo. Era o firmă cum ar fi acum Flanco, dacă nu mă înșel. Era o firmă numită Flamingo, care se ocupa în mare parte doar cu calculatoare, dacă nu așa. Și de acolo am achiziționat primul calculator. Vă dați seama, eram foarte încântat. Primul calculator pe care puteau merge jocuri, cum ar fi Counter-Strike, GTA 3 și chiar și Vice City, dacă nu mă înșel. Dar nu știu sigur, dar cred că și Vice City merge. Pentru că eu deja între timp umblam la LAN-uri, la alți prieteni acasă care aveau calculatoare mai bune și cam așa arăta Pentium 4, aproximativ ceva de genul, care cred că avea Windows XP, cred că avea Windows XP instalat pe el. Tot așa a venit cineva, chiar dacă eu știam să instalez Windows, a venit cineva, a instalat prima dată Windows 98, după care a instalat Windows XP. Nici în momentul de astăzi nu știu de ce ar fi făcut asta, dar poate știți voi în comentarii să-mi spuneți. Am folosit calculatorul ăsta
Nu, cred că 486 l-am luat prin... cred că da, în anii 2000 sau 98, nu știu, cred că în 98 am luat 486, iar acest calculator l-am luat prin 2003, nu știu exact. Ca în perioada aceea, sau poate chiar mai devreme. După care calculatorul, n-am făcut nicio îmbunătățire la el, pentru că înainte era destul de greu să modifici un calculator, adică piesele nu se găseau ca acum, nu exista, hai să schimbăm procesorul, hai să, sau poate, dar prea puțin. Și după un timp, undeva la 2009, cred că până în 2009 am ținut acel calculator. Până în 2009 și cred că i-am mai pus niște rame. Între timp. Cred că a venit cu 2 GB RAM și eu i-am mai pus 2 și avea 4. Cred. Prin 2008-2009, nu mai știu exact, am schimbat, am dat la schimb calculatorul meu cu cineva. Știu că am mers cu Maxi Taxi până la el. Eu eram din Petroșani, iar persoana respectivă era din Vulcan. Vorbisem undeva pe ODC. ODC-ul era, nu știu, un fel de torent privat prin rețea, ceva de genul era ODC-ul. Și am vorbit acolo se făceau fel și fel de anunțuri, mai pe local, să zic așa, cum ar fi pe orașul sau pe Valea Jiului, cum eram noi acolo. Și spunea cineva că vinde sau schimbă un quad-core cu 4 GB RAM, de care eu am vorbit cu lui, uite, eu am Pentium 4, nu știu ce faci, în schimb, mai dau o diferență. Și asta s-a întâmplat, m-am dus cu calculatorul meu la el acasă, l-am instalat, l-am pus să meargă perfect. Mergea, de fapt, doar că mi-am luat datele de pe el. Și a lui mergea ok, ne-am uitat, le-am verificat amândoi, s-a uitat și el. Și am decis să facem schimb. Bineînțeles, i-am dat o diferență de bani. Era vorba de bani. Era foarte fericit când a luat bani. Era direct să-și cumpere țigări. Omul era, mamă, avem bani de țigări și de băutură. Ceva de genul. Și a pornit frigiderul meu. Și m-am ales cu acest quad core pe care mă puteam juca orice joc. Să zic, un joc eu mă jucam Dota atunci, Dota 2, care apăruse pe Steam. Mergea și Counter-Strike-ul pe care îl cumpărasem. Ideea e că aveam mici probleme cu el pentru că avea o placă video slabă. Și atunci m-am hotărât eu să-mi cumpăr o placă video. Stați așa să mă uit repede pe telefon, un Nvidia GT 630, dacă nu mă înșel, de 2 GB, cred că era. Da, asta e, ia uite. Probabil că toată lumea o știe după. Exact asta, așa, asta am cumpărat. 630 GT. Mi-a spus un băiat de aia, un băiat Dan, dacă se uită, te salut, Dan, dacă se uită și la video ăsta. Mi-a spus că și-a luat asta. Băi, mi-a luat placa asta, e foarte bună. Și, pac, am strâns și eu niște bani. De fapt, înainte să ajung să cumpăr placa asta, m-am mutat în Pitești. Și am luat acel quad-core cu mine. Și, între timp, mi-am cumpărat placa asta. După ce am pus placa asta de la Nvidia, rulam orice joc. A apărut atunci, în 2013, cred. Rulam orice joc. Dar eu mă jucam foarte mult World of Warcraft atunci. Era un joc, dacă nu știți despre joc, puteți să intrați. Este un joc MMO, un fel de Madden, doar că acolo totul e mult mai hard, să zic așa. E mai greu să faci level, e mai greu să faci orice. E mult, mai mult timp, ai nevoie de mai mult timp pentru joc să devii mai bun.
Mă jucam acel joc, World of Warcraft, totul mergea bine, totul mergea excelent și mi-aduc aminte, era o seară, eu aveam o guildă undeva la, nu știu câți oameni, dar eram într-un raid, că raid știți toți ce înseamnă, adică mergeam 25 de persoane să batem un boss și noi trebuia să facem chestii împreună să putem dobura acel boss, să-l omorăm. Și era tot în acțiune, deja eram aproape să omorâm boss-ul, când dintr-o dată calculatorul meu s-a oprit. Bun. Și-a dat shutdown. Păi ce s-a întâmplat, nu știu ce, dar s-a auzit și un bum, un țăc, un, nu știu, s-a auzit un ceva de genul. Și când mă uit la, bineînțeles, atunci carcasele erau sigilate, erau nu știu ce, când îți fac carcasa, îmi sărise pur și simplu radiatorul, coolerul, sărise de pe procesor. A fugit. A fugit, pur și simplu a fugit. S-a rupt din placa de bază, practic. Nu. Bine, cred că acel calculator avea 10 ani de când era la mine. Chiar dacă i-am mai pus niște RAM și am schimbat și placa video, procesorul, na, trăgea bine, să zic așa. Și pur și simplu, bum, a sărit de pe placa video. De pe placa de bază, procesor, bine, coolerul acela de metal. Era un cooler stock, nu era nimic modificat. Dar nici nu puteam să pun altul, pentru că era rupt, acele prinderi erau rupte. Și atunci nici nu puteam, atunci ce am făcut? Am pus calculatorul jos, pur și simplu într-o parte, l-am culcat jos, cu procesorul în sus, am pus... Trebuia să mă joc, adică na, trebuia să, nu puteam să stau fără calculator. Am prins, cum se numește, coolerul, radiatorul și peste el am pus ceva foarte greu, nu mai știu exact ce, să-l țin apăsat, că altfel nu. Și a durat undeva la, a durat ceva până am zis, băi, ce-a fi să-mi cumpăr un calculator nou? Primul meu calculator nou. Și nu știu exact cum am ajuns la cel i5, i5 4600 sau 4460 sau ceva de genul, era un i5 unicel, nu foarte rău. Placa video o am și acum pe PC-ul de stream, este un GTX 960. I-am luat un PC de gaming. Un PC care se ducă orice joc, nu mai știu exact când s-a întâmplat, cred că în 2016 l-am luat. A fost primul meu calculator cumpărat de mine din banii mei. Bineînțeles, nu i-am luat cu bani cash, am făcut o rată cum ar veni și am cumpărat acel calculator pentru că mi-ar fi durat mult să strâng acei bani, ar fi durat și toată lumea vrea pe loc, știi cum vrei, acum, n-ai răbdare să stai să strângi bani și l-am cumpărat atunci. Un i5, 8GB de RAM, GTX 960. Am început să mă joc, am început cu DayZ, pentru că îmi plăcea DayZ-ul. De fapt, să înțelegeți povestea, acum am cumpărat DayZ-ul de când aveam celălalt calculator, quad-core-ul, căruia îi sărise nebunia aia de pe placa de bază, culorul. Și nu mergea DayZ-ul pe acel, cred că din cauza plăcii și era și un calculator din 2000, nu știu. 2010-2007, nu știu exact de când era calculatorul. Și nu a mers și atunci am renunțat la acest joc și, dar acum, după ce mi-am schimbat calculatorul, DayZ mergea blană pe i5. M-am jucat foarte mult DayZ, m-am jucat și World of Warcraft. Și ușor am început să fac live-uri cu DayZ, cu acel i5. Făceam live-uri, mergea, eram la o limită între un gameplay acceptabil și un live stream acceptabil, era destul de greu. Și după atâta timp deja aveam oameni care se uitau la mine, l-aveam pe Călin, pe care îl știam de pe live-urile lui Coțu și a venit să se uite la mine și am primit și câteva donații de la Duhaz. Erau oameni care erau foarte la început de tot când m-am apucat. Și am zis, hai să pun un goal pentru procesor.
Am zis să-mi schimb procesorul. Am vrut să-mi iau un i7. 4790K Devil, nu știu cum se numește procesorul. Un procesor din 2014 apărut. Se potrivea pe placa mea de bază. Totul era ok. Luam acel i7 și puteam să fac live-uri liniștită. Am pus acel goal și am cumpărat, nu știu cât s-au strâns, nu mai știu cât am pus. Ideea e că procesorul nu l-am luat nou pentru că era foarte scump nou. Era nou, dar era la mâna a doua, nu știu cum, înțelegeți voi cum a putut să-l vândă băiatul ăla, dar totuși l-am cumpărat cu 9 milioane. 9 milioane cash în 2017, dacă nu mă înșel. În 2017, 9 milioane am dat pe el cash. Mi l-a trimis un băiat într-o cutiuță de mărțișoare și mi-a stat inima când am văzut treaba asta și când l-am deschis, eram gen, dacă chinezii ăștia pot să facă și procesoare fake, dacă fac telefoane Nokia de astea, iPhone-ul sau Samsung de seamănă leit, pot să facă și procesoare, eram gen, what the fuck? Așa că am decis să-mi cumpăr și o placă video, mi-am cumpărat și o placă video, o placă de bază, un Z, ceva, ultima generație din, de pe socketul 1150, dacă nu mă înșelare. Mi-am schimbat placa de bază, mi-am schimbat procesor și dintr-o dată aveam un PC mult mai puternic și upgradat, să zic așa, cu câteva componente noi. Am ținut calculatorul și am făcut live, cred că până la sfârșitul 2000. De fapt, nu. Am pus un gol la un moment dat undeva, bine, cred că au trecut 2 ani. Am pus un gol și mi-am cumpărat GTX 1080, pe care l-am pus în cu i7-le acela și rula destul de decent, rula bine. Având și acolo am mai pus și 8 GB de RAM, are 16 GB de RAM și acum, pentru că încă îl folosesc ca PC de streaming. După care am luat i9-le, mi-am cumpărat i9, RAM, carcasă, mi-am luat tot pe bucăți și mi l-am montat eu singur, tot calculatorul, a fost easy de montat. Dacă te pricep cât de cât, dacă ți-ai băgat nasul prin calculatoare, ceea ce eu fac de când aveam 486, mă uitam mereu în el, deconectam conectorii, conectam înapoi fire, trăgeam de ele, vedeam, apăsam pe orice se întâmplă acolo. Și uite așa, am ajuns la i9, am luat înapoi placa video GTX 1080 Ti și am pus-o pe calculatorul nou, pe un calculator de gaming cu i9. Pe celălalt am pus înapoi GTX 960 de 4 GB, care în momentul de față fac live-uri pe ea, pe acea placă, pentru că încerc să făceam înainte pe procesor, dar am observat că placa, nu știu, encoderul plăcii face ca live-ul să fie mai ușor primit pe telefoane și chiar și pe calculatoare și nu se mai blochează atât de des față de cum se bloca atunci când făceam live-uri cu procesor. Cam asta a fost povestea cu de la primul meu calculator, de la 486 până la un calculator de generație, de ultima generație, să-i spun așa. Bineînțeles, s-a întâmplat în 2019, când mi-am făcut calculatorul. Urmează să apară noile plăci de la Nvidia, 3080, 3060, seria de 3000, pe care mi-ar plăcea să pot să-mi iau și eu o placă de genul acesta. Iar 1080-ul să ajungă în PC-ul de streaming și noua placă să fie în PC-ul de gaming, să pot face live-uri mult mai calitative cu 1080 Ti decât cu 960 cel vechi. Aceasta a fost povestea cu calculatoarele mele. Dacă ți-a plăcut, apasă butonul de like. Urmează și povestea cu Bebe Moise, să o filmez și să o postez și pe aceea.
Am așteptat câteva informații de la cineva care n-a mai zis nimic. Mai voiam să zic ceva, da, despre poveste. Poveste în felul următor. Povestea, povestirea, story time, cum vreți voi să ziceți, este făcut pentru a... Să nu credeți că am avut din prima cel mai bun calculator. Probabil mulți dintre voi aveți deja calculator mult mai bun decât aveam eu atunci. La mine se întâmpla să, când eram mic, să-mi doresc atât de mult un calculator încât ai mei și-au dat seama că trebuie să facă treaba asta, pentru că îmi doream foarte mult un calculator. Eram disperat după calculator, așa că mi-au luat unul. Dar s-a întâmplat după o perioadă destul de lungă. Nu se întâmplă atunci când vrei tu. Decât dacă ai un job și îți permiți să-ți cumperi tu singur. Dacă nu, o să trească să te rogi de pe părinți, o să trească să te duci la școală, o să trească să înveți bine, o să trebuiască să-ți faci părinții mândri că atunci când tu le ceri acest serviciu înapoi sau rugăminte, să nu te poată refuza. Asta dacă își permit, pentru că nu. Nu toată lumea își permite. Ați văzut, un calculator costă, un calculator decent de gaming la ora actuală costă undeva la 3.000 de lei, pe care să poți să-l folosești următorii 5 ani fără să adaugi alte cheltuieli. Despre asta e vorba. Dacă nu ai un calculator acum, probabil că o să ai puțin mai târziu. Dacă nu, o să ai ca mine. Cel mai bun calculator pe care l-am avut a fost atunci când am avut eu jobul meu și l-am luat pe banii mei. Atunci mi-am permis. Până atunci am folosit și m-am bucurat de ce am avut. La fel trebuie să faceți și voi. V-am pupat, băieți. Ne auzim în episodul următor. Dacă v-a plăcut, lăsați și voi. Dacă aveți întrebări, puteți să-mi lăsați acolo în comentarii. Aș vrea să-mi spuneți ce calculator ați avut prima dată, dar să scrieți și vârsta pe care o aveați atunci. Gen, eu la 15 ani am avut un Pentium 4, am avut un... Bine, bănuiesc că ar trebui să puneți, cred că ar trebui să puneți procesorul și... Sau nu, mai bine spuneți la ce vârstă ați avut primul calculator, e cel mai bine așa. La ce vârstă ați avut primul calculator? Sper că s-a auzit bine, sper că s-a văzut bine. Iar dacă mai aveți vreo întrebare sau ceva, nu ezitați să-mi lăsați în comentarii. Până atunci v-am salutat. Pa!